La vremea aceea a intrat Iisus în templul lui Dumnezeu și a dat afară pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei și le-a zis, scris este, casa mea se va chema casă de rugăciune, iar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Și au venit la dânsul în templu niște orbi și șchiopi și i-a vindecat, după aceea lăsându-i aici afară din Ierusalim la Betania. Și noaptea a rămas acolo, iar a doua zi când se întorcea în oraș a flămânzit și văzându-l smochin lângă drum s-a dus la el, dar negăsind nimic în dânsul decât numai frunze, a zis smochinului, de acum înainte să nu se mai facă rod din tine în veci. Iar smochinul s-a uscat în clipa aceea, văzând aceasta, ucenicii s-au minunat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. A intrat Mântuitorul Iisus Hristos în Ierusalim, în templul Dumnezeu și a dat afară pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, scris este, casa Tatălui meu se va chema casă de rugăciune, iar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Biscăricioși, de cele mai multe ori, când ascultăm acest cuvânt, noi credem că este vorba doar de cei din poporul lui Israel, doar de hrăpăreții arhierei, preoți, farisei de la templu, noi credem că este vorba doar de cei din vremea aceea și când spune Domnul casa Tatălui meu din casă de rugăciune a făcut o peșteră de tâlhar, ne gândim la acești tâlhari care trăduiesc, care fură, care se gândesc la bani, care fac afaceri și tâlcăresc într-un mod financiar, să zic așa, în templu, în pridvorul templului Dumnezeu. Ne gândim la acei tâlhari grosieri, care fac rele și care sunt vinovați și n-au niciun drept, niciun răspuns la judecata lui Dumnezeu. Și atunci ne culcăm liniștiți că Domnul a făcut dreptate în templul său, că i-a mustrat că a făcut ce trebuia și noi avem inima împăcată și mergem mai departe cu gândul că Dumnezeu este drept și este puternic și a făcut lucrul său în casa sa. Ba mai mult, mai departe, mergând, ieșind din Ierusalim, a avut un smochin plin de frunze care n-a dus roade, l-a blestemat, a spus doar un cuvânt, arătându-și și mai departe puterea sa și acesta s-a uscat într-o clipă, s-a uscat pe loc. Mare este puterea și mânia lui Dumnezeu împotriva celor care sunt tâlhari sau neroditori. Despre toți este de vorba, numai despre noi nu. Dar haideți să privim lucrurile și din altă perspectivă. Tâlharii, iubiți credincioși, tâlhăresc, fură, prăduiesc, omoară, sunt haotici, sunt dezordonați, vorbesc tare, se îmbată, acum îi vezi într-un loc, acum în alt loc, fug de colo-colo, se ascund de colo-colo, tâlharii trăiesc într-un haos interior și exterior. Dar pe cât îi vedem noi de puternici, de înspăimântători, în adâncul inimilor se ascunde un sentiment de la care pornește toată această mișcare lor fără rost și fără direcție și fără sens. Acest sentiment nu este altceva decât sentimentul unei frici cumplite. Frica îi împiedică pe acei tâlhari să se uite în sus la Dumnezeu. Frica îi împiedică să rămână și să uite în inima lor. Le e frică să se uite în adâncul inimilor. Frica îi oprește să se uite în oglindă, să-și vadă ca fața și chipul.
Frica îi oprește să se integreze social. Frica îi determină să fugă și să nu stea într-un loc. Frica îi cuprinde și noaptea în somn și ziua la lumină. În continuu, dintr-o frică în alta, îi acționează din ce în ce mai greșit, mai rău, mai spontan, luând decizii fără cumpătare și putem continua. Frica este cea care stă cumplit în adâncul inimii unor tâlhari. Dar dacă e să ne uităm, iubiți credincioși, dacă sentimentul este acesta de frică este în adâncul inimii tâlharilor, cei care au primit prima dată semnul, cuvântul de a fi atenți, de a sta cu frică, de a cugeta și de a nu cădea în haos, au fost îngerii care l-au urmat pe Satan. În clipa în care Satan s-a gândit el că s-ar putea să fie cineva mai presus decât el, adică Fiul și Cuvântul Dumnezeu să se facă totuși om și omul prin firea sa, în a doua persoană a Sfintei Treimi să fie pe tron de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în momentul în care i s-a arătat o rază despre ceea ce însemna această taină, Luceafărul de dimineață, acest înger strălucitor din Heruvim, a ajuns Satan întunecat. Și din frică, iubiți credincioși, dintr-o frică cumplită și dintr-o mândrie, pentru că frica și mândria sunt una în alta, una cu alta, sunt unite. Acest înger a început să acționeze haotic, să reacționeze împotriva lui Dumnezeu, împotriva îngerilor, împotriva sa, împotriva Universului și a căzut. După el, din frica aceasta, din imitația celui rău, au căzut o treime din stelele cerului. De aceea a venit Arhanghelul Mihail cu sabia lui și a strigat puternic să stăm bine, adică aici cu picioarele în statornicie, să stăm bine, să stăm cu frică, adică frica lui Dumnezeu, care alungă orice altă frică, nu frica de a pierde tronul, frica de Dumnezeu sau groază de Dumnezeu, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Trei direcții, a spus Arhanghelul Mihail, îngerul. Și aceștia au căzut pe trei nivele. Șerpi, scorpii și căpetenii, dracii minioși, dracii poftitori, dracii arhitecturi, domnii, stăpânii, puteri, cum s-au împărțit și ei, pe pământ, în văzduh și în ape, corespunzător cu aceste trei discredincioși atenționări, au fost și trei căderi. Și atunci toate acestea s-au înfumat în acest cuvânt frică. Frică uniță cu mândria și cu centrarea pe sine. Pentru că nu mai erau în grația lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, în protecția lui Dumnezeu, în susținerea lui Dumnezeu, erau de capul lor, prin ei înșiși și te apucă mândria pentru o clipă și groaza pentru o veșnicie. Și atunci, iubiți credincioși, el n-a făcut altceva decât să bage frica în continuu în oameni. Satana acționează prin frică. Și când Adam era în starea de rai, era în starea de pace, la iluminare. Trebuia să statornicească această pace interioară și exterioară a tuturor puterilor și a energiilor firești și suprafirești, să o statornicească prin ascultare, să crească de la iluminare la desăvârșire. Dar în momentul în care i-a băgat frica în el, Satana, s-ar putea să fi fost mințit. S-ar putea să nu înțelegi cuvântul Dumnezeu. Oare voi nu știți că sunteți Dumnezei? Ați trecurat îndoială, ați trecurat frica, ați trecurat neascultarea, ați trecurat mândria, autosuficiența, centrarea pe sine, mândria că puteți fi Dumnezei prin voi înșivă și a imitat aceeași schemă a Lui în om. Și a spus un adevăr că veți fi Dumnezei, dar la un mod fals, mincinos, la un moment nepotrivit, că veți fi Dumnezei prin voi înșivă. De atunci, iubiți credincioși, în om a intrat o frică cumplită. Pentru că din frică
n-a mai mărturisit, trebuia să mărturisească. Doamne, am greșit, iată, a dat vina pe femeie. Trebuia să mărturisească ca să alunge frica. Dar Satana a accentuat frica și pentru că el ce face? Îți ia frica când faci păcatul, frica lui Dumnezeu, ci îți dă frica, groaza de Dumnezeu când trebuie să îți mărturisești păcatul. Din frica aceea, omul s-a ascuns după creație, după pom, după sine, după cuvintele sale, după toate, s-a ascuns. Și frica a determinat cei credincioși. O mișcare în planul material, o mișcare în planul emoțional, o mișcare în planul rațional, o mișcare în planul duhovnicesc, pentru că din frica aceea amplificată a căzut din har în planul duhovnicesc. A adus argumente raționale mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului, chiar pentru el, pentru femeie și pentru Dumnezeu. A adus argumente emoționale, pentru că din frica aceea s-a dus de la fața lui Dumnezeu și s-a îndepărtat de Dumnezeu și în el, ca și atât în interior cât și în exterior, a apărut un gol. S-a văzut gol de hainele sale luminoase și s-a îmbrăcat în hainele de piele, adică așa trupește, și s-a văzut și gol la interior. Gol de ce? De Dumnezeu. Gol de sens, gol de rod, gol de harul și de iubirea și de puterea lui Dumnezeu. Din clipa aceea, iubiți credincioși, frica s-a multiplicat în mii și mii de forme, pentru că a fost scos afară și a fost frică de sabia îngerului care stătea la poarta raiului, sabie de foc. Dar a urmat frica de ce? Frica de foc, frica de apă, frica de aer, frica de vânt, frica de stihie naturii, frica de animale, frica de lup, frica de singurătate, frica, iubiți credincioși, de interior, frica de exterior, frica de sus, frica de jos. Peste tot unde se ducea îi era frică. Iar urmașii lui, al lui Adam, au amplificat această frică pentru că, amplificând păcatul, făcând crimă, a intrat o frică în Cain de a umblat și a hărăduit pe fața pământului, de i s-a lungit fața. Chiar dacă el a spus lui Dumnezeu că voi fi omorât, că voi fi sfâșiat, el a fost protejat cu Dumnezeu și s-a pus semnul lui Cain în frunte, credincioși. Dar el tot a rămas cu frica aceea interioară, cumplită, de-i tremura fața, de-i tremura mușchii, de-i tremura corpul, de-i tremura tot, de frică. Frica aceasta s-a multiplicat în continuu, iubiți credincioși, generații după generații, în forme după forme. Până în clipa în care omul a ajuns cu adevărat peșteră de tâlhar. Peștera aceasta de tâlhar era peștera frumoasă, în care a venit Mântuitorul Iisus Hristos. Și din peșteră de tâlhar fricoși a făcut templu de fii ai lui Dumnezeu, luminoși după har. Și atunci firea umană s-a îndumnezeit. Frica lui Dumnezeu a luat locul fricii de moarte, fricii de iad, fricii de stricăciuni, frica de boală. Frica lui Dumnezeu, fiind începutul înțelepciunii, alungă orice frică de orice altceva. Dar frica lui Dumnezeu nu în sensul de frica de Dumnezeu. Pentru că sunt doi termeni care se confundă și care unii sunt accentuați. Frica lui Dumnezeu este frica de a nu pierde pe cel iubit. Frica de a nu supăra pe Tatăl Ceresc. Frica de a nu întrista pe Cel care ne crea. Frică sfântă, zic că din cioși, nu groaza de Dumnezeu pe care au amplificat-o mai ales papistașii și foarte, foarte, foarte mulți din povățuitorii noștri. De aceea, zic că din cioși este o mare problemă prin această frică. De când se naște omul, începe să se transforme și să se miște sub imperiul fricii. Adică este frica de a nu avea un copil. Frica de a nu rămâne însărcinat. Frica de a nu te mărita. Frica de a nu fi luată de nimeni. Frica de a nu găsi un suflet cu care să te însori, dacă ești bărbat. Frica de a nu rămâne în casa părintească. Frica și iarăși frica, din această frică tu faci alegeri greșite. Și apoi apar copiii. O să revin asupra acestui lucru. Acel copil se naște cu frica ta proiectată în el.
Apoi frica aceasta o simte copilul iubiți credincioși, pentru că el simte că a fost născut dintr-o greșeală. Sau poate s-a născut din frică. Din frica, hai să facem un copil de frica de a nu rămâne singur. Hai să facem un copil de frica de a nu cumva să ajungem în situația să nu ne dea cineva un pahar cu apă la bătrânețe, ce-l facem dintr-o frică. Frica de a nu râde lumea de noi, frica de a nu ne certa părinții. Hai să facem un copil de frica de a nu, frica de a nu. Și l-ai făcut. Și când l-ai făcut, începi să transmiți emoțional în copilul tău toate fricile posibile și imposibile. Frica de a nu pierde sarcina, frica de a nu se îmbolnăvi, frica de a nu se dezvolta așa cum trebuie, frica care începe în perioada aceasta de 9 luni pe care copilul asimilează. Și apoi frica de la naștere, groază de la naștere, frica de credincioși, de durere, frica de boală, frica de moarte, frica de a naște un copil care să fie, Doamne ferește, cu vreo boală și să ai grijă de el toată viața ta. Frica după ce l-ai născut, că n-ai unde să stai. Frica că n-ai cu ce să-l hrănești. Frica că n-ai cu ce să-l îmbraci. Frica că te lasă soțul. Frica că rămâi singură. Frica că poți să fii abandonată. Frica de abandon. Frica de a nu pleca soția cu copilul, să rămâi tu fără copil ca bărbat. Frica de a nu se strica familia. Frica de a nu interveni părinții în familia ta. Frica de a nu primi din partea statului asistența necesară. Frici din toate părțile și putem continua până seara, de credință. Și copilul acela, doar în cele 9 luni, este cuprins de fricile transmise de părinți. Nu mai spun de cazuri, de beție, de lovituri, de ceartă, de răzbunare. Frica că vine nebunul acasă. Frica că mă bate iarăși fiind însărcinată. Frica că mă aruncă din afară, din casă. Frica că nu-mi dă ce am nevoie să mă alimentez pentru copilul meu. Și putem spune 1000 de cazuri, toate reale. Apoi urmează fricile pe care le au copiii ca proiecție a părinților în ei. Să mănânci, că dacă nu o să pățești cu tare. Și sub imperiul fricii apare educația proiectată în părinți pe copii. Pentru că ceea ce au suferit ei prin frică amplifică în copii, ceea ce n-au reușit ei prin frică transmit în copii, ceea ce vor ei să scoată din copii și ca nu cumva să nu se întâmple așa cum vor ei proiectele lor, dintr-o frică de trecut, de prezent și de viitor, proiectează în copii frica pe care copilul o simte. Și el vede când este așa, se comportă într-un fel. Când este așa, se comportă așa. El intră frica în el, ca să nu supere pe mama, ca să nu reacționeze tata. Frica de a nu greși. De mic copilul are frica de a nu greși pentru că este lovit, pentru că se țipă la el, pentru că se ridică torul, pentru că s-ar putea să fie pus la colț, poate fi pedepsit peste măsură. Frica de a nu fi etichetat, frica de a nu fi abandonat, frica de a nu fi scos afară din casă, frica de a nu fi lăsat singur în casă, frica de a nu fi lăsat cu fratele lui mai mare care îl ceartă, frica, iubiți credincioși, care începe de mic. Nu numai că a avut o frică din părinții lui, de pe timpul sarcinii, ci imediat apare frica chiar de la naștere. Frica de a nu fi smuls de lângă mama sa, de a nu fi dus într-un salon singur, de a nu fi părăsit, de a nu fi. Frica, iubiți credincioși, de a nu retrăi traume care le-a avut poate chiar din cântecele maicii sale și era frică, dar nu știe de unde. Frica aceasta, iubiți credincioși, crește odată cu vârsta. Fricile acestea ale părinților sunt proiectate mai departe de doctori. Dacă nu faci așa, o să te îmbolnăvești. Frica când îi faci injecția, frica când îi dă medicamentul, frica. Și atunci îl înspăimântă și medicul. Și el are frică de doctor. Nu o să aibă frică de boală, dar o frică controlată. El are o groază de boală, pentru că o identifică cu moartea. Și atunci el nu o să-și ia medicamentul ca o tămăduire, la o frică de felul cum se administrează medicamentul de către medici, de către părinți, de către cei din jurul lui. Apoi urmează în educație. Frica de a nu greși, frica de a nu vină la notă mică, frica de a nu ajunge acasă cu notă mică, frica de a nu supăra pe părinte, care vrea numai nota 10 să o țină la niște standarde înalte,
frica de a nu supăra pe părinte, pe profesor, pe toți cei care au așteptări de la el, frica de a nu fi sub nivel, frica de a nu fi exclus din comunitate, frica de a nu fi scos dintre prieteni, frica de a nu și ți-i pierde pe cei dragi, frica de a nu te încadra, frica, iubiți credincioși, de a nu fi ca toți ceilalți, frica de a fi retrograd, etichetat sau cumva înapoiat, frica de a nu fi și tu la nivelul celor care au, care pot, care sunt de bani gata, frica de a nu sta acasă când ceilalți sunt trimiși în niște excursii mai grozave și care și-au permis, frici peste frici de care are copilul de când e mic, de când este în casa părinților săi, de când este în școală și apoi urmează, spiritul, frica fricile adolescenței, frica de a nu fi cum vrea celălalt, frica de a nu fi frumoasă, de a nu fi frumos, de a nu fi puternic, de a nu arăta cum trebuie, frica de a nu te îmbrăca așa cum trebuie să te îmbraci, să fii la modă, chiar dacă ție nu-ți stă bine, te îmbraci urât de frica de a nu reacționa cei din jurul tău, nu de dragul că-ți place ție cum arăți. Frici peste frici de a nu te exclude o societate mai lărgită, iubiți credincioși. Vă dați seama câte am enumerat până acum? Și se poate continua. Frica de a nu lua examenul cu notă maximă. Frica de a nu lua la facultatea care vrea mama, tata sau altcineva. Frica de a nu ajunge un om în societate. Învață de dimineața până seara 8, 10, 12, 16 ore pe zi. Că dacă nu, n-ai să ajungi, n-ai să ai, n-ai să poți, n-ai să ai pe cine pune mâna, ai să le faci de râs. Frica aceasta îl face pe un copil cu un mental puternic, cu un vital blegit că stă toată ziua la birou și cu un emoțional, cum a spus cu clepsidra, praf. El când a terminat facultatea sau liceul, se da epuizat și mental și emoțional și este un cufos. N-are vitalitate în el. Frica de a nu pierde examenele sau de a nu trece de ele la facultate cu note maxime, cum ar avea părinți, că pe vremea noastră să faci și tu așa ceva. Frica de a nu fi la modă, frica de a nu te manifesta cum vor cei de la următorul nivel, frica de a nu accede la următoarea etapă, frici peste frici și atunci te înconjori, iubiți credincioși, cu proptele. Aceste frici, omul le susține prin reacții, prin proptele. Și atunci, frica este cea care te golește de energie și care te face să faci lucruri amplificate sau mai puțin amplificate, strânse, să zic așa, în planul material. Am spus de multe ori acest cuvânt care îmi place pentru definiția tumorii. Tumoarea este un plus de materie și un deficit de energie. Deficitul de energie, iubiți credincioși, din organism, din corp, din inimă, vine pe traumele care vin pe frică, pe necredință, pe neiubire și pe toate celelalte. Deci, necredința aduce în om frica, neiubirea aduce în om frica. Acestea adunate ca un molovan în pieptul omului, traumele acestea ce fac? Strâng inima, cum a zis la clepsidă, strângând inima, nu mai curge energia. Nemai curgând energia, materia, viste vicioși, omul începe să somatizeze și apoi ca să-și susțină această zângăneală a corpului și a sufletului său, el începe să-și pună proptele. Și cum face? Exagerează. Pune plus de materie. Adică, acumulează avere din frica de a nu rămâne sărac. Acumulează prieteni pe care nici nu-i dorește, nici nu-i iubește, dar vrea să fie cu cât mai mulți, ca să nu fie exclus. Acumulează școli peste școli, masterate, doctorate, ca nu cumva de frică să nu fie acceptat sau să fie în poziția în care dacă nu merge pe facultate, o face pe a doua, ca să aibă un serviciu. Frica de a nu se îmbolnăvi, frica de a nu se îmbolnăvi, zic că dincioșul omul a adus atâtea farmacii pe strada voastră. Frica de boală, multe medicamente. Frica de orice altceva amplifică omul să aibă, să pună pe el și din frică face toate acestea. Vă dați seama că am putea continua iarăși la părinți, la copii, la adulți, la părinți și mai departe și iarăși să continuăm ciclul sub alt aspect până când v-am adus în punctul în care peștele de tâlhar este inima omului tâlhar care acționează modern, să zic așa, în manifestări tâlhărești extrovertite și introvertite, adică devii bipolar, adică acum ești depresiv, introvertit, maniac, depresiv, toate aceste balansuri
acest balans interior, plusul și minusul, pentru că ce făceau aici? Vindeau și cumpărau. Vindeau și cumpărau. Este acea parte care am spus din coloana lui Brâncuș, da? Acumulau, dădeau mai departe, vindeau și cumpărau. Și ca centru, nu era pomul vieții, prin a da cu drag și a primi milostenie, așa face jertfa în partea lui, în fața lui Dumnezeu, ci vindeau și cumpărau și în mijloc erau mesele schimbătorilor de bani, banul care lua locul harului, adică pământul, mamona lua locul lui Dumnezeu. Și atunci, adânc pe adânc, cheamă în glasul căderilor sale, într-o frică infinită care este acolo în iad, unde este frică, angoasă, singurătate desăvârșită, adânc pe adânc, cheamă și frica și scrâșnirea dinților. De aceea, iubiți credincioși, am vrut să ajung într-un alt punct. Încă totuși cu un alt punct. Părinții, profesori, medici, politicieni, conducătorii, lideri, iubiți credincioși, toți acționează sub imperiul fricii. De frica de a nu-ți pierde serviciu, au prins protocoale la spital și mor oamenii și spui că au avut COVID. De frica de a nu-ți pierde serviciu, ajungi să-i păzești ca polițiști și jandarm pe cei pe care în inima ta îi desconsideri pentru că își afișează într-un mod public păcatele osândite de Dumnezeu în Sodoma și Gomorra. De frica de a nu-ți pierde catedra, accepti educația sexuală în școală și tu devii imoral ca profesor. De frică accepti catedra de a nu rămâne fără serviciu. De frica de a nu se amplifica toate fricile tale. Și pe copii toți puneți fricile voastre amplificându-le în așa fel încât din peșteri de tâlhari ați făcut peșteri peste peșteri de tâlhari într-o frică generală și această frică generală este speculată de satana prin oamenii lor de la sistemul acesta global, pentru că noua ordine mondială este o împărăție a dracului pe pământ care va fi condusă și organizată pe frică. Dacă Dumnezeu, când a venit și a instaurat împărăția sa, așa, împărăția sa a spus așa: îndrăsniți, nu vă temeți, pace vouă, pocăiți-vă, a venit împărăția cerurilor. Satana spune clar: nu îndrăsniți, nu ridicați capul. Nu cumva să aveți curaj. N-aveți nicio șansă. Nu ieșiți de aici. Din sistemul ăsta nu mai scapă nimeni. Și în continuu spune lucrul acesta. De aceea, iubiți credincioși, vreau să ajung în punctul în care frica aceasta are conotații cumplite în biserică. În biserică unde preotul s-a făcut preot de frica de a nu rămâne și el fără vreun statut. Poate l-o prins taică sau mai sau taică sau fiind preot. Frica a luat preot de frică. A rămas în feciorie de frică. A luat examenele de frică. S-a căsătorit de frică de a nu pierde parohia. De a nu cumva să vină momentul în care îl face preot și el nu are parohie și s-a grăbit. Și s-a căsătorit. Stă în căsătoria aceea din frică. A intrat în monastire din frică. N-avea cum să se mai încadreze undeva în lume. Ce să mănânce, un să doarmă, nu l-a mai primit nimeni. Nu se ridica la nivelul societății și zice: hai că acolo intră toți ratați în monastire. Așa gândesc unii. Și-au intrat și-au rămas. Și-au crescut și-au ajuns mari. Pentru că din frică au răbdat, din frică și obediență. Pentru că ascultarea din libertate și iubire s-a transformat în obediență din frică. Și-a obținut nivel după nivel. Și apoi, când a ajuns el pe funcție, a impus frica mai departe și obedienta și a cerut ascultarea din frică, nu din dragoste și libertate. Și apoi a început să bage în popor frica. În numele lui Dumnezeu, dacă nu faci, te trăsnește Dumnezeu. Dacă nu împlinește, bate Dumnezeu. Dacă nu aduci, o să te certe Dumnezeu. Dacă nu te comporți așa, o să ajungi în fundul iadului. O să te mănânce întunericul. O să te ia dracul. Și frică peste frică și pocăința care este, iubiți credincioși, metanoia, înnoirea minții, adică ieșirea din cercul acesta al fricii, în libertatea harului, pentru că respectă legea, până când legea se va desface în cruce, în har, în libertate, în bucuria învierii, că iată, prin cruce a venit bucuria la toată lumea, în clipa aceea, iubiți credincioși, pocăința ca formă de libertate, într-un nădejde, s-a transformat în pocăință, într-o depresie, în frică, și apare, o să găsiți și la psihiatrie, o grămadă de credincioși exagerați care au ajuns de frica iadului, a judecății, cum a fost prezentat de mulți preoți chiar și în icoane, și îngrozindu-i
Neînțelegând că Dumnezeu este iubire, bunătate, nesfârșită, să iertăm de 70 de ori de 7. Dumnezeu este Cel care începe de la frica lui Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii, până când ne duce prin nădejde la dragoste, dragostea de Dumnezeu care alungă orice frică. De aceea, cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați până în momentul în care ne apropiem de Sfintele Taine, când se spune iarăși, înainte de Sfânta Jertfă, se spune cuvântul Arhanghelului să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace o aduce. De aceea, iubiți credincioși, în lumea aceasta se conduce totul prin această frică și această teroare. Care este pericolul? Pericolul este să vii la biserică din frică, să te rogi din frică și să rogi pe Dumnezeu să-ți pecetuiască toate fricile tale. Adică, din frica de a nu rămâne singur, mai pui un acatist. Din frica de a nu te mărita, mai pui un acatist. Din frica de a nu te îmbolnăvi, mai pui un acatist. Din frica de a nu-ți pierde serviciu, mai pui un acatist. Din frica de a nu rămâne fără copii, mai pui un acatist. Din frici și din frici, și preoții speculează 7 martiri, 7 desnegări, 7 acatiste, 7 rătuci. Și amplifică frica ta, în loc să-ți ia frica din inimă și să spună clar, predă-te cu totul în voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu te iubește mai mult decât te iubește pe tine. Frica de sfârșitul lumii, din credincioși. Frica de ziua de lume. Frica de vremurile care vor urma. Mulți, acum, încercând să scape de frica inoculată de satan, prin cei care sunt slujitori ai noi ordini mondiale, acționează din frică, nu din dragoste și din credință. Din frica și din groaza aceasta, ei nu se încred în Dumnezeu, pocăindu-se acolo unde sunt ei, scoțând frica din inima lor. Primul lucru care trebuie să-l faci, dacă vrei să lupți împotriva noii ordini mondiale, este să nu lupți împotriva noii ordini mondiale. Adică să nu devii luptător împotriva sistemului, pentru că te-ai auto-identitate. Tu trebuie să te așezi în împărăția lui Dumnezeu, care alungă de la sine orice împărăție satanică din inima ta. Tu trebuie să te așezi în lumină, ca lumina să arunce întunericul. Tu trebuie să stai în adevăr, ca adevărul să te apere pe tine și din adevărul tău să ricoșeze orice minciună. Tu trebuie să stai acolo unde ești tu. Nu fugi nicăieri. Stai acolo, alungă frica din tine. Nu-ți înlocui frica cu proptele. Pentru că, iubiți credincioși, din această frică îți iei animal de companie, îți iei pisică, îți iei cățelă, îți iei 10 pisici, 10 căței. Dormi cu ei, mănânci cu ei ca să-ți înlocuiești frica. Iar frica ta o amplifici și o proiectezi în casa ta, în părinții tăi, în frații tăi, în copiii tăi și nu realizezi că ai făcut o peșteră de tâlhar proiectată din inima ta și susții cu legi morale, sentimentale, frica ta și nu poți să accepți că ai greșit. Și ai ieșit din normalitate. Mulți o să judece cuvântul acesta. Dar Domnul Dumnezeu a spus așa. Adame, trebuie să gravitezi în jurul meu. Nu primi cuvântul satanei care a venit prin animalul tău de companie. Știți cine este ăsta? Șarpele. Era cel mai înțelept. Era în compania lui. Era în apropierea lui. Și pe acolo l-a lovit. Pentru că a dialogat cu el. Asta nu înseamnă că în ortodoxie nu ne-a învățat Domnul Dumnezeu să iubim animalele, să fim responsabili pentru că Adam le-a pus nume animalelor. Nu cumva să nu avem grijă de pământuri, să le lăsăm pârloagă. Nu cumva să nu avem grijă de toate. Domnul Dumnezeu ne-a învățat. Ieșiți din orice frică, scăpați de orice frică și nu înlocuiți frica cu groaza în numele lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, în vremurile acestea în care suntem noi, nu cumva să te duci într-un munte de frică ca să scapi de prigoana care va să vină, nu cumva să-ți abandonezi familia de frică crezând că tu ești mai credincios, nu cumva să faci exagerări religioase sau preoții să impună prin frică cuvinte despre sfârșitul lumii și a unei prigoane, ci trebuie să ne umplem de Dumnezeu cu credință și de nădejde că aceasta, lângă orice frică, și ne duce către înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin.